Ruladă cu Nutella și cu căpșuni și ruladă cu ricotta și ceapă verde. Facem ruladă din clătite. Eu le-am copt înainte. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Ia uitați cum sunt. Sunt moi. Moi și delicioase. O să avem nevoie de Nutella, cât este necesar ca să întindem pe foaie Nutella și căpșuni. Căpșunele. Pentru rulada cu căpșuni, pentru rulada cu ricota, o să avem nevoie de ricota. Aici am 250 de grame de ricota și o ceapă verde și puțină sare ca să combine. Eu am să le pun pe hârtie ca să le putem rula. Și acum o să punem câte o foiță de clătită și o să o ungem cu puțină Nutella. O să întindem. O să mai pun încă una. O să facem straturi. Mai punem încă una. Încă sunt calde. Dacă e posibil, în momentul când faceți, să montați imediat. Este gata, puneți lingurița din Nutella, că se topește imediat și se întinde mai ușor. O să mai întind încă o foaie. Făcând cu clătituțe, o să punem. Petita. Uitați cum sunt de moi. Sunt calde încă. Una, două, trei, patru, cinci, șase. O să lăsăm șase clătite, cred. Acum, după ce am pus Nutella, o să punem căpșunelele. O să tăiem o codiță. Nu știu, să le punem întregi. Încercăm să le punem așa.
O să ne uităm cu hârtia ca să o luăm. Să strângem puțin. Și o dăm deoparte. Între timp cât se odihnește, o să facem rulada cu din clătite, cu ricota și cu ceapă. O să punem aici alături. Aici, în unde am ricota, am să tai ceapa. Mărunțel. Să adaug aici. Ceapa o puneți după gust. Mie îmi place cu mai multă ceapă. O să punem puțină sare. Și o să amestecăm. Clătitele sunt făcute fără zahăr. Eu le fac mereu așa. Sunt bune și pentru umplutură dulce și pentru umplutură sărată. Acum am amestecat și o să umplem clătitele ca să facem rulada noastră. O să iau prima clătită și am să o pun aici. Și am să pun din compoziție câte puțin. Clătitele sunt bune și a doua zi, care vă rămân, dacă vă rămân clătite, le încălziți puțin și le umpleți cu ce doriți, cu dulce sau sărat. Punem și pe margine.
Acum rulăm în cer. Rulada din clătite. Ia să încerc să tai, să vă arăt cum arată. Cu ricotta și cu ceapă verde. Și aici avem rulada cu căpșunele. Trebuie să stea puțin să se odihnească. Am să pun puțin o Nutella deasupra. O să punem căpșunele. O să presurăm și puțin butter pudră. Rulada cu ceapă și cu ricotta și rulada cu căpșuni și ne-au mai rămas clătite și pentru mâine să mai facem o prăjiturică ceva bun. Ia uitați cum arată clătitele. Sunt moi. Le încălzim, mâine le încălzim și le umplem cu ce dorim. Ia uitați. Au mai rămas încă 4, 2, 3, 4 clătite pentru mâine. Un desert și mâine. Rețeta este simplă. Rețeta la clătite o găsiți pe canal. Rulada din clătite cu ricotta și cu ceapă verde și rulada cu Nutella și căpșunele. Vă doresc multă sănătate, vă pup! Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!